găsit pe scara cuvintelor. Azi vom discuta despre una dintre cărțile publicate de Marius Cruceru. Domnia sa este profesor universitar și decan al Facultății de Litere din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Cei care îi urmăresc în mod constant blogul sunt, cred, familiarizați cu stilul lui rece, tăios, ironic uneori până la enervare. Postările de pe platforma cei poartă numele sunt de obicei scurte, repezite, didactice și dau senzația de neterminat, dar totuși de complet. Întotdeauna ceva din interiorul postării are un gol pe care, deși nu-l vezi, simți nevoia să-l umpli. Cu alte cuvinte, deși textele lui Marius Cruceru dau aparența răcerii didactice, ele ascund un sâmbure de mister ce te îndeamnă să-l culegi și să-l sfărâm între dinți spre al creează o așteptare în cititor, o nevoie de a căuta ceea ce e ascuns între pliurile textului sau ceea ce a fost lăsat cu bună știință pe din afară. Fiindcă, în ciuda aparentei platitudini, textele sale au adâncime. Răceala din ele e ipocrită pentru a provoca. Didacticismul e jucat pentru a îndemna la căutare, iar ironia tăioasă e folosită în subsidiar pentru a te trezi. Nu e de mirare că are atâția comentatori, atâția cititori, atâția contestatari, atâția delatori. Am parcurs febril comentariile domniei sale asupra predicii de pe munte, apărută într-o a doua ediție sub titlul Înconjurând muntele fericirilor, la editura Ratio et Revelatio. Nu mi amintesc să fi trecut vreodată, citind genul acesta de carte, prin atâtea stări. De la bucuria unei înțelegeri, la angua santa privire în oglinda interpretării, de la un hoho de râs scăpat din cauza unei afirmații vădit ironice, la sfârșirea lacrimogenă în fața de demascării adevărurilor dure. A fost plăcut, a fost greu. Am văzut totul, dar parcă lipsește ceva. Iar când spun că lipsește ceva, simt că această afirmație se răsfrânge asupra vieții mele, nu asupra cărții. Ei bine, cred că această stare de incomod gol, ce se cere umplut, este produsă de maniera în care autorul abordează textul sacru în discuție. El vorbește despre periegeză, înțeleasă ca răstălmăcire, în sensul de deformare, mistificare, denaturare a ceea ce se spune. Este o invitație la tipul de învățătură mimetic, undeva între meditație, predică eseu, jurnal literar, scrisoare. Cam așa cum face pe blog, doar că aici discuția se întinde frumos, sistematic, sățios. După ce ai acceptat vademecumul autorului în traducere, vino cu mine, faci un salt în gol, urmând ca în cădere să înțelegi cam care sunt noile reguli ale terenului hermeneutic pe care urmează să pășești. Astfel, dacă nu ai știut, afli că Isus a fost ironic. Desigur, ca să înțelegi această nouă perspectivă, ți se explică ce este ironia și care este miezul ei. Citez: A spune un lucru înțelegând altul. Stratagema ironiei este țintită spre a-l face spectator să decidă cui aparține adevărul. Miza ironiei nu este alta decât obținerea adevărului. Există și o schemă în aplicarea ironiei, iar autorul îți arată cum funcționează ea folosindu-se de câteva dintre fericirile sau îndemnurile din Predica de pe munte. De aici încolo, după ce ai înțeles că interpretarea autorului are filtre noi, Că regulile terenului pe care tocmai ai atrizat sunt cam sucite, ești dus, pas cu pas, prin capitolele 5, 6 și 7 ale Evangheliei după Matei. Aflică fericirea, un concept filozofic comprimat între granițele lumescului, depinde prea mult de timp și de spațiu pentru a fi posibilă. Mai degrabă, un pește cu o memorie de câteva secunde ar putea fi fericit atunci când înghite câteva firimituri de pâine presărate în apă. Afli, deci, că fericirea este o stare promisă, inaccesibilă aici și acum. Fericirea creștină este o fericire a morților, ceea ce facem pe pământ asemănându-se mai degrabă cu intonarea acelui cântecel pe notele căruia ne jucam în copilărie. Podul de piatră s-a dărâmat. Afli că neprihănirea nu are nicio legătură cu tratatele de etică, cu comportamentul moral, cu respectarea unei legislații. Afli că legea divină este imposibil de respectat de către oameni, că creștinismul este practic imposibil. Crezi că ai motive să divorțezi dacă soțul sau soția ta comite adulter? Din potrivă, dacă divorțezi, tu o îndemn la adulter. Singura soluție pentru problema recuperării relației cu adulterinul fiind iertarea. Crezi că e suficient să zici da sau nu în locul jurământului? Află că daul tău este cel mult un probabil, iar nuul tău este negociabil. Ți se pare că Dumnezeu stă prin temple sau catedrale și că numai acolo ți se aud rugăciunile? Află că un loc mai adecvat pentru ca o rugăciune să fie primită este în subsol, printre borcanele cu murături ascunde-te când te rogi, fii un actor priceput când postești. Iată și un citat în acest sens. Lui Dumnezeu îi plac locurile ascunse, este discret, subtil și ne luminează fața atunci când ne-am ascuns-o în palme. Dumnezeu este de găsit lângă patul de spital, unde miroase plosca, lângă patul de fier al gherlei, unde au rămas adânciți genunchii, la ușa azirului, în cămara cu alimente a orfelinatului. Dumnezeu se ascunde ca să ia milostenia dată din toată inima. Rămâne acolo tupilit ca să-ți dea înapoi când te aștepți mai puțin. Dumnezeu te întâmpină în dulapul strânt în care te-ai străcurat ca să te rogi, ca să-ți plătească pentru că te-ai rugat pentru întreg universul, cerând să se facă voia lui și pe pământ. Își freacă mâinile și trece la treabă să lucreze, după ce i ai șoptit la ureche despre pâine și margarină și chirie. Și pe cel rău îl ia la rost, după ce îl ai părât cu îndrăzneală. Dumnezeu stă în beci sau în cămara de alimente, să te ascultă despre împărăția Lui, despre ce e sus și despre ce e jos, despre datoriile tale și ale vecinului față de tine. Dumnezeul întregului univers este același Dumnezeu care are grijă de papucii de ai orfanului și de halatul rupt al văduvei. Dumnezeu fuge de aglomerație și de marșuri, de piețe și de anfiteatre, de scene și de ecrane, de spații largi și de stații de amplificare. Lui Dumnezeu nu îi se poate face publicitate și nu poate fi dat la televizor. Fotografii nu reușesc să-l prindă și regizorii nu l-au convins nici măcar să facă figurație. Dumnezeu este regele care umblă de sculț, împăratul cu ștergar la brâu, Ascuns în camera de sus. Crezi că materialitatea e blestemată și că Dumnezeu e un comunist? Din potrivă, este în favoarea acumulării de capital, dar nu vrea ca frigiderul și șifonierul să-ți fie altare. Crezi că nu ai voie să judeci? Ba judecă, dar folosește aceeași măsură și pentru tine, și pentru celălalt. Dacă soția ta a curvit. Iar acum are o așchie în ochi. Înainte de a o ajuta să-și o scoată prin harul iertării, dă la o parte bușteanul prea curviilor tale. Așchia din el a sărit. De fapt, află că nu vei vedea cât de mare e bârna din ochiul tău până nu vei sări în ajutorul cuiva. Predica, așadar, ne mătură la o parte toate scuzele pe care le-am putea enumera în fața dreptei judecăți. Întregul text este un rechizitoriu în fața căruia nu poate exista apărare. Toată ironia dezvoltată a predicii este menită să fixeze reflectoarele pe noi, ca să ne dea pe față toată urățenia lăuntrului. După ce citim predica de la un capăt la celălalt, nu putem să mai stăm înaintea lui cu pretenția că suntem buni fi de Dumnezeu și că am împlinit tot ce se cuvenea. Zdrobirea și pocăința sunt singurele opțiuni. Vinovat și netrebnic sunt singurele cuvinte prin care putem fi descriși. Cine suntem noi de fapt? Ne-am descoperit temelia eului cu totul crăpată și descoperim că nu putem construi nimic deasupra, nici acte religioase, nici ritualuri, nici discipline spirituale, nici relații în conformitate cu pretențiile sale. Epilogul tratează una dintre cele mai ardente probleme ale mediului evanghelic. Relevanța. Marius Cruceru atacă problema din interiorul semantic al termenului, arătând că din nefericire, el a ajuns să fie asociat tot mai mult cu ideea de adaptare, de acomodare, ajustare. Folosindu-se de cele trei elemente cu care este identificat ucenicul: sarea, lumina, cetatea, autorul, după ce atribuie relevanței înțelesurile originare, adică a ridica, a înălța, a fi sus, a ieși în evidență de la latinestul relevo, explică în ce constă sau ar trebui să constea relevanța bisericii de azi. Nu în secularizare și nici în ghetoizare. Față de lume, biserica trebuie să se manifeste sacrificial, contrastant, misterios, agresiv, distinctiv, exclusivist. Biserica nu trebuie să supraviețuiască. Nu acesta este scopul ei. Ea trebuie să se dăruiască nu parazitează lumea, ci se dăruiește ei. Dar trebuie să fie vizibilă, să anuleze mizeria, să nu facă compromisuri. Sarea alungă sângele, lumina întunericul, cetatea dușmanii, spune Marius Cruceru. Scopul ei este proslăvirea, elevarea lui Dumnezeu. Iată și un fragment referitor la relația dintre biserică și stat. Penibila problemă a salarizării de la stat ar putea fi rezolvată, cred eu, foarte simplu în această cheie: Lumina nu-și trage seva din întuneric. Sarea nu trăiește din cauza cărnii pe care o subțiază. Cetatea nu primește hrana de la dușman, pentru că poate fi otrăvită. Biserica face gestul generos de a se ruga pentru autorități. Nici cum a le împinge curtenitor spre amvoane în zilele de sărbătoare, nici a-i ruga pe primari să taie panglica bisericii la deschideri. Cu un statut schimbat, din mireasma Domnului, în întreținută a statului, biserica nu mai este biserică, ci sare amestecată cu pământul, o lumină ușor de ascuns sub obrocul birocrațiilor din ce în ce mai perverse și complexe. O cetate care nu mai oferă apărare și adăpost pentru că își are porțile larg deschise. Din punctul meu de vedere, Marius Cruceru a scris o carte mult prea vie pentru a fi înghesuită între numeroasele comentarii biblice aplicate predicii de pe munte. Tonul tăios, argumentarea bine mânuită, Ironia țintită în adormitoarele interpretări tautologice, cu consecințe catastrofale în ce privește viața și scopul Bisericii, iată câteva dintre motivele care fac din acest volum un manual hermeneutic de trăire creștină, bun de ținut în, în buzunarul memoriei și de aplicat oricând, oriunde, mai ales ca oglindă.